cu sârbă muntenească pentru muntenii mei de aici, din Pietrar, trăiți domn primar, domnul Cornel Coman, trăiți dumneavoastră cu toții și să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă bucurați de aceste sărbători, pentru că aveți posibilitatea de a vă reîntâlni, de a vă revedea cu toții din sat și să nu existe niciodată dușmănie, ură, pentru că viața este scurtă. Sârba muntenească! Ia uite! O sârbă frumoasă! În perioada 18-20 iulie, comuna Pietrar i-a îmbrăcat hainele de sărbătoare. Autoritățile locale au pregătit și anul acesta un program de manifestări care să-i atragă în egală măsură pe cei mari, dar și pe cei mici, care s-au bucurat de prezența în rândul lor a Teatrului Junior și a Clubului Victorioșilor. De asemenea, pe parcursul celor trei seri de spectacol au susținut recitaluri artiști consacrați precum Nemuritorii, Florin Vasilică și grupul Telormanul, Mihail și Ileana Pavel, Velescu, Liliana Mocănescu, Florentina Păun, trupa Hainoroc, Sony Flame, Andreea Câmpulungeanu și alții, aranjamentul orchestral fiind asigurat de Tony Drăguș. Dar de ce să nu iubesc? Pe după ce îmbătrânesc, o să merg din poartă în poartă, că nici câinii nu mă labră. Trei zile și trei nopți de petreceri, mâncare și dans, de asta au avut parte locuitorii comunei Pietrari de zilele localității. De sâmbătă și până duminică, oamenii au participat la spectacolele organizate cu acest prilej, unde zeci de artiști consacrați au reușit să încingă și tălpile spectatorilor, nu puțini la număr. Și ultima zi de petrecere a fost una plină de evenimente frumoase pentru publicul prezent la manifestare. Trebuie să dă poveste la Pietrare, așa cum le-ați văzut, o participare extraordinară a unor mari artiști la nivel național. Vorbim aici de trupa Nemuritorii, vorbim de Florin Vasilică, chiar și din Ana Lăceanu și toți interpreții pe plan local care au venit și au încântat aceste trei zile. Au fost o frumusețe extraordinară, toată lumea a fost încântată, a fost o participare cum nu mi-am imaginat vreodată. Și asta înseamnă că lumea dorește să trăiască, dorește în continuare să trăiască efectiv în frumusețea și în căldura cântării poporului românesc. Au venit oameni din toate culturile. Pietrara a fost reprezentativitate maximă, au avut peste 80% din populația din Pietrara participant aici și plus din celelalte comune vecine. Festivalul Cașului Afumat este manifestarea care a încheiat programul de anul acesta al Zilelor Comunei Pietrari și în acest an festivalul a fost cât se poate de variat, motiv pentru care a strâns mii de localnici și oaspeți, oameni care aveau să se bucure pe parcursul a trei zile de programele artistice puse în scenă atât de ansamblurile și formațiile de dans, cât și de cântăreții mult iubiți de cetățeni. Ca în orice poveste, evenimentul s-a încheiat cu un grandios foc de artificii. În plină sărbătoare, primarul comunei Pietrare a inaugurat centrul de informare turistică, cel care pune la dispoziția cetățenilor informații despre toate monumentele turistice aflate în cele trei comune pe care centrul le promovează. După ce preotul a făcut slujba de sfințire a centrului, panglica a fost tăiată. Poze. Cred că acest proiect pe care l-am demarat este un proiect de suflet, un proiect la care am ținut foarte mult pentru că aveam nevoie de o clădire care este reprezentativă, așa cum o vedeți. Pot să vă spun că n-a trecut nimeni prin comunitatea locală și ulterior m-au sunat și mi-a spus, dar ce se întâmplă cu cabana asta rustică, frumoasă, ce e cu ea acolo? Păi zic, e un centru de informare turistică, dar e extraordinară.
Avem imagini care au plecat în Olanda, în Franța, în Germania și ne-au felicitat cu toții pentru, tot, pentru acest obiectiv pe care l-am făcut. Au fost puține eforturi. Am fost sprijinit și de Consiliul Local cu investiția pe care am făcut-o, dar asta s-a materializat, este o investiție concretă. Pe viitor ea va funcționa, nu neapărat ca un centru de informare, dar și pentru copiii din Comuna Pietrari. O să avem biblioteca mutată aici și sper ca doamna bibliotecar, doamna Ani, să dea centrul de informare anvergura. Sunt convins de faptul că va avea putere să facă o bibliotecă așa cum ne dorim. Și copiii noștri dragi să vină aici la bibliotecă. În centrul recent inaugurat, oamenii pot vedea și obiecte vechi pe care locuitorii comunei le foloseau odinioară în locuințe. De asemenea, mini-ghidul, care este pus la dispoziție a turiștilor, le povestește curioșilor și despre legenda legată de lacul Tătarilor, aflat pe raza comunei Pietrari. Satul Pietrari este reprezentat prin crucile de piatră, care le-ați văzut pe strada principală. Ele provin de la cheile Pietrariului, s-au extras de acolo acum câteva sute de ani, mai precis în secolul XVI. De acolo erau procurate și murile de apă, de acolo ne vine și numele, de la exploatarea pietrei. Aceasta era o îndelenicire specifică localnicilor. Crucile de piatră, după cum bine ați văzut, sunt reprezentate la răspântia drumurilor, aveau o însemnătate aparte, aceea de a reprezenta hotarul localnicilor. Tot pe raza comunei noastre avem o foarte frumoasă legendă care este reprezentată de lacul Tătarilor, pe plaiul Strâmbei. Cum se spune că acum câteva sute de ani, câțiva tătari care ne treceau plaiurile, au îngropat o comoară și se spune că încă este acolo, nu a fost descoperită și lângă lac, care nu mai este atât de însemnat, volumul de apă s-a mai diminuat, se spune că sub el este depusă comoara Tătarilor. Și celelalte două comune pe care centrul turistic le promovează ascund adevărate comori. Pe celelalte comune, cum ar fi comuna Vulcana Băi, este reprezentată de izvoarele de apă. După cum spun cercetătorii, apa de acolo este foarte, foarte bună calitativ. Apa de iod. Și până nu de foarte mult timp, apa localnicii aveau în curte băi proprii în care se tratau cu apa respectivă. Iar în comuna Voinești, după cum bine știți, s-a restaurat biserica cu hramul tuturor sfinților. Are și un mic centru de informare turistică local. Și pe raza comunei Voinești mai este reprezentat de casa Iosefinei Matei și de câteva biserici.